Bun găsit! Pierderile de vieți omenești în conflictul din Ucraina este un subiect tabu la Moscova, iar estimările cu privire la numărul de soldați ruși care au murit pe front sunt greu de obținut. Totuși, Meduza, publicație independentă rusă, interzisă de regimul de la Kremlin și mutată în Letonia, susține că numărul celor care au căzut în luptă este de cel puțin 75.000. Pentru a ajunge la această cifră, jurnaliștii de la Meduza au utilizat o serie de date deschise, inclusiv cifre ale Serviciului de Statistică din Rusia, Registrul de Moștenire al Rusiei, lista soldaților confirmați uciși întocmită de Mediazona și BBC Rusia. E bine să știți că în iulie 2023, The Economist a prezentat un studiu similar potrivit căruia numărul rușilor morți în conflict era între 40 și 55.000. De mii, iar numărul a tot crescut. La sfârșitul lunii decembrie 2023, numărul de militari pierduți pe câmpul de luptă de Rusia ajunsese la cifre situate între 66.000 și 88.000. Cifrele recente ale Ministerului Britanic al Apărării vorbesc de 70.000, iar oficial din America cred că ar putea ajunge până la 120.000. Datele prezentate pe săptămâni arată cifre crescute ale pierderilor rusești la începutul și în punctul culminant al contraofensivei ucrainene din 2023, precum și pierderi semnificative iarna trecută în timpul bătăliei pentru Bahmut. Datele nu includ însă numărul soldaților dispăruți sau al celor care au fost grav răniți în luptă. Dacă ne uităm la numărul de soldați scoși din luptă, cifrele sunt cu adevărat uriașe. Potrivit analiștilor militari, aceste cifre s-ar putea cifra între 290.000 și 460.000 de soldați ruși scoși din luptă până la sfârșitul anului trecut. Cifra este similară cu estimările numărului de militari folosiți de Rusia pentru a invada Ucraina în februarie 2022. Statisticile arată că aproximativ 19% din morți erau deținuți, iar în jur de 25% erau militari. Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul soldaților cu vârsta între 35 și 39 de ani. Este vorba de un număr cuprins între 15 și 17.000. Datele arată că mai mult de 1% din toți bărbații ruși cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani ar fi murit sau sunt grav răniți în Ucraina de la începutul războiului pe scară largă. Și dacă este să comparăm cifrele cu cele istorice, până în aprilie 2023 Rusia a pierduse deja mai mulți soldați prin invadarea Ucrainei decât în toate războaiele sale din 1945 încoace. Până în ianuarie însă decesele se dublaseră. Studiul realizat de Mediazona și Meduza se referă doar la pierderile suferite de Rusia. La 25 februarie, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, a declarat că 31.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la invazia pe scară largă a Rusiei. Oficialii americani au estimat că numărul acestora este de peste două ori mai mare. Toate aceste cifre oferă o imagine mai clară a războiului din Ucraina. Ștefan?